care a ajuns din nou la medicul estetician. Știm că ea face tot ce este posibil pentru, posibil pentru a se menține și pentru a arăta la fel de bine. Ține foarte mult la aspectul său fizic, de aceea nu se dă înlături să calce pe la medicii esteticiani. Și să știți că nu se ferește, ba din contră, ea recunoaște ori de câte ori a fost întrebată. Ea a răspuns afirmativ. Ei bine, recent și-a făcut noi intervenții menite să o ajute să fenteze, să spun așa, trecerea timpului. Pe lângă sport și o alimentație corectă, Vica este și adepta operațiilor estetice. L-a făcut din timp acest lucru, mai exact și-a operat și nasul și sânii de vreo două ori, dar a testat și tot felul de tratamente fără bisuriu. Iar recent, vedeta s-a filmat și la un cabinet specializat în timp ce era injectată cu o substanță menită să o ajute să-i stopeze ridurile. Da. Al contrar de imagine. Ceva. Eu cred că hai, dragă, mergem și noi să ne filmăm. Posibil. Nu, eu sunt de acord cu aceste operații, atâta timp cât sunt făcute... Și nu depășești limita, nu? Da, nu caz în pentru extrema că cealaltă. Sunt cazuri concrete în care, mă rog, fața nu mai arată cum trebuie, sânii nu stau la locul lor. Chiar și pe afară au fost mulți, mulți artiști, multe persoane publice, da, foarte celebre, care au fost mutilate efectiv mai de medicii. Se mai întâmplă, pentru că te duci esteticieni la pomul lăudat, vine cineva și îți face capul mare, vai ce medic extraordinar pentru că are un interes de promovare sau ceva de genul, tu crezi pe cuvânt și te duci și te trezești după aia cu un sân mai mare, unul mai mic, unul mai jos. Hai sânul ca sânul, dar să nu te trezești cu o altă față. De multe ori te trezești și cu altă față, ai dar văzut, acolo un acid, Julio Iglesias s-a trezit, era alt om. L-ai văzut, Julio Iglesias, Tom Jones? Da, erau alți oameni, efectiv, au dat în judecată medicii. Deci, într-adevăr, nu e de glumă. Numai nu că este Vica... de glumă, trebuie să verifici foarte bine unde te duci. Vica, am văzut că face cu bun simț totul. Pute, da, pentru că da, știi că bărbații au tendința să spună nu, să nu-ți faci, îți stă urât, aoleu, nici nu vreau să te văd, plastic. Dacă ție ți s-a părut că ea este cu 5 ani mai tânără, înseamnă că chiar i-au reușit. Da, 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 e, la ea chiar au efect. Deci nu vi se pare că ar fi exagerată Vica? Deocamdată, nu. Arată la fel de bine ca atunci când era tânără, când a venit în România tânără. Altfel, Vica are proiecte frumoase și de televiziune, se ocupă de aproape și de creșterea și de educația băiețelului său, Edan. Are grijă ca cel mic să se bucure în fiecare an și de vacanțe și e de admirat faptul că a reușit să cadă la pace și cu fostul său iubit, cu tatăl celui mic. E ușor rezervat atunci când vine vorba despre viața personală, însă multă lume s-a tot întrebat ce face Vica, dacă Vica iubește, dacă pe Vica iubește cineva, dacă e îndrăgostită. Face bine faptul că nu prea dorește să da, ne dea amănunte din da, intimitatea să ei? Să știi că relațiile astea și-a ținute un pic mai undercover, țin mai mult decât o relație supraexpusă. Părerea mea. Chiar dacă este persoană publică, chiar dacă da, oamenii este fanii bine vor să... Este bine să ce este cu adevărat valoros pentru tine, să ții acasă. Nu să-ți expui persoana de lângă tine care poate nu este o persoană publică, nu-și dorește publicitate, nu-și dorește paparații, nu-și dorește tot felul de subiecte care pot dăuna imaginii business-ului, bine, familiei. Bine, și că se spune că atunci când ești persoană publică și succesul tău se datorează exclusiv publicului, cumva ești dator să-i ții și ești pe ei dator, la curent ești dator viața ta despre personală. Tine, nu neapărat și despre partenerul tău. Nu, dar implicit faci referire da, și da, la mai, tine, nu? Mai răruț, așa. Mai... Mai răruț că e mai drăguț. Mai răruț, exact. Da, o pupăm pe Vica și face bine ce face. O salutăm și o așteptăm la noi în platou. Verdictul Adorei, deci e bine. Mergem.